valori și intensități peste intensități. Și atunci orice lucru de cunoaștere și de gestionare proprie, în propriile mâini, la propriu și la figurat, o să vezi imediat, a propriului stres, poate ajuta enorm. Prima dintre tehnici, extrem de simplă, pe care de asemenea o folosesc și o prezint în diverse contexte și lucrez cu ea și împuternicesc oamenii dându-le această tehnică extrem de simplă și totodată extrem de eficientă, este tehnica pumnului strâns. Ce vreau să faci în continuare este următorul lucru. Vreau să strângi pumnul tău dominant, de la mâna ta dominantă, dreapta, o să zic eu, pentru că cei mai mulți oameni sunt dreptați și dacă tu ești stângaci, atunci mâna stângă, dar haide să continui cu dreapta pentru marea majoritate. Vreau să strângi pumnul drept și să te gândești că strângi, să închizi ochii, de obicei ajută, dacă dorești să închizi ochii, te va ajuta, și să te gândești că aduni în pumnul tău și strângi din ce în ce mai tare și gândește-te că strângi acolo toate tensiunile, toate grijile, toate stresurile care te-au măcinat, te-au încărcat, orice, și strânge și strânge atenție, strângi din ce în ce mai tare, ca și când condensezi acolo tot acel stres și toată acea tensiune. Și inspiră și ține și ține și strânge și strânge și vizualizează cum se strânge acea tensiune și acel stres acolo. Și acum, ușor, lent, începe să dai drumul respirației și pe măsură ce expiri, dar lent, începi să dai drumul să desprinzi ușor și pumnul și degetele, vizualizând și crezând și simțind cu toată puterea ființei tale cum acel stres, acea tensiune se eliberează, dispare, iese din ființa ta, din sufletul tău, din mintea ta, din corpul tău, ducându-se dincolo de marginea universului. Lasă-l să se ducă, să dispară pur și simplu. Mai fă încă o dată acum acest exercițiu pentru că deja îl știi, o să meargă mai ușor, știi la ce să te aștepți. Din nou, strânge pumnul puternic și vizualizează cum acolo se condensează orice stres de care vrei să scapi, orice tensiune, grijă, boală, tu știi, spaimă, timiditate, indiferent ce ar fi, teama de a vorbi în public, tu știi ce ai acolo, strânge, strânge, strânge și inspiră și ține respirația și inspiră și ține și ține. Să fii convinsă că acolo s-a adunat tot, iar în momentul acesta, când începi să expiri lent, nu dintr-o dată, și să desprinzi pumnul și degetele lent, vizualizează, simte, observă cu toată ființa cum toată acea tensiune, stres, îngrijorare, boală, orice ar fi, se duce din mintea, din trupul, din sufletul tău, dincolo de marginea universului, se duce pentru totdeauna, pleacă din corpurile tale pentru totdeauna. Așa cum am zis, poate fi un exercițiu, deja am menționat, cred că te-ai prins, poate fi un exercițiu util oricând, când te simți că cineva ți apasă butoanele, când nu știi să spui nu, când ai de vorbit în public și ai acest trac, această teamă de a vorbi în public, când ai un examen important în față, când ai o discuție importantă, nu știu, cu partenerul de viață, cu copilul, cu părinții, ce știu, indiferent, când ai un moment cu încărcătură, cu tensiune sau pur și simplu ai venit după o zi solicitantă, grea, oricum ar fi, fă acest exercițiu. Este evident, poți să-l faci oricând, și în autobuz, doar să nu fii la volan, să închizi ochii, da? Asta e un lucru pe care îl spunem întotdeauna când vorbim de astfel de tehnici de relaxare, de care presupun să mergi cu atenția în interior și să închizi ochii, da? Dar în afară de faptul, de situația în care ești la volan sau pregătești ceva cu un cuțit sau operezi sau altceva, în afară de această situație și acolo până la urmă poți, dacă păstrezi ochii deschiși, poți face oricând. Nu va fi nimic sesizabil, nu va fi nimic ciudat, nu va fi nimic care să sară în ochi, dar poate fi un exercițiu extraordinar de util. Dacă simți că acea încărcătură e prea mare, poți să-l repeți, exact cum am făcut noi acum, ca să fiu sigură că ai prins ideea, poți să-l repeți de 2-3 ori și simți din ce în ce mai mult și mai clar cum acea îngrijorare, tensiune sau stres ce-o fi, se duce, pleacă, părăsește ființa ta, ducându-se, sigur, e o figură de stil, eu am fost și sunt pasionată de
alea indiene și de alea chinezești, da? De yoga și tot ce ține de spațiul indian, dar și de alea chinezești, qigong, tai chi, arte marțiale. Am fost prin China, am făcut toate cele și de acolo, din spațiul chinezesc, vine chestia asta, din qigong, să lucrezi cu imaginația, să duci dincolo de marginea universului, astfel încât să, odată, să tai orice legătură între tine și acel aspect nedorit și să fie dincolo de marginea universului, nu dai nimănui tensiunile tale, dacă vrei așa copilărește vorbind, da? Bun. Reține acest exercițiu, aplică-l. Poți să-l mai faci o dată după ce încheiem noi această seară împreună, pentru că este extrem de util. Și foarte pe scurt așa, o să-ți mai dau un exemplu de exercițiu simplu pe care îl poți face oricând. Chiar o să te rog eu acum, închide ochii și inspiră și lasă aerul să iasă din plămâni și doar observă. Pur și simplu inspiră și lasă aerul să iasă. Și observă, poate nu mai acum, după exercițiul precedent, dar oricum observă dacă există vreo tensiune undeva în corp și dacă există undeva în corp sau în afara corpului, în zona ta de percepție, observă acea tensiune și acel loc sau acea zonă. Și doar inspiră și lasă aerul să iasă și observă cum, în mod natural, fără nicio altă intervenție, fără a ține respirația, fără nimic, cum în momentul în care inspiri, te relaxezi și în momentul în care expiri, observi cum acea tensiune sau îngrijorare sau stres iese din ființa ta. Vreau să simți că e ca și când un abur iese, ca și când un nor trece pe cer și tu observi doar și cu acea senzație de calm și de pace interioară, observi cum norii trec pe cer și cerul rămâne liber, senin, însorit, exact ca într-o zi de vară cu cerul senin, fără nori. Exact așa cu fiecare expirație și tu continui să observi cu calm, din ce în ce mai relaxată, mai adâncită în această stare de calm, de pace, de împlinire și de relaxare și continui să simți cu toată ființa cum cu fiecare expirație ești tot mai relaxată, mai calmă și cum acea tensiune pleacă ca un abur din corpul tău, din mintea ta, din sufletul tău, astfel încât rămâi regenerată, relaxată, plină de energie, de pace, de calm, de armonie, de încredere, de seninătate. Cu fiecare inspirație parcă aduni mai mult calm, mai multă relaxare, mai multă seninătate, mai multă bucurie. Și cu fiecare expirație, orice urmă de tensiune, de stres, de îngrijorare, de boală, dispare din viața ta, din corpul tău, din mintea ta, din sufletul tău. Și făcând această experiență așa a ta, recunoscând-o și știind că poți să o retrăiești de fiecare dată când îți dorești și când ai nevoie, revino aici către noi, către întâlnirea noastră, deschide ochii, bucură-te de ceea ce ai simțit. A fost doar un scurt, dar intens exercițiu, exemplu a ceea ce poți face tu cu tine. Dacă îți dai timp, dacă îți dai voie, dacă îți dai interesul să faci acest lucru. Acea gestionare a stresului cu pumnul, acest exercițiu de un mindfulness, dacă vrei, de bază, de focalizare asupra respirației și asupra senzațiilor din corp și asupra eliminării tensiunii, sunt lucruri atât de simple. Am rămas fără voce. Atât de simple, atât de la îndemâna noastră, spuneam, iată, ca în tehnica cu pumnul, la propriu și la figurat, atât de la îndecorpul nostru, pentru că urmărindu-ne respirația și senzațiile, putem porni către lucruri minunate, care să facă diferența în reacțiile și în viața noastră de zi cu zi. Bun, ați devenit tăcuți, e clar, e de bine, sper că exercițiile merg bine și v-au prins bine și s-a dus tot ce nu ați mai vrut dincolo de marginea universului.
Și o să mergem acum către încă un aspect care mi se pare extraordinar de important. O să menționez câteva bucățele din ceea ce numim psihologia pozitivă. Psihologia pozitivă este o întreagă ramură a psihologiei, evident nu o putem epuiza, dar o menționez pentru că mi se pare un subiect extraordinar de util și de important. Floris spune, da, Simona s-a relaxat foarte bine, așa să fie, să fie de folos, cum zic eu. Mai zic toată, mai în glumă, mai în serios, să fie de leac, așa. Bun. Această idee a psihologiei pozitive, dincolo de orice chestie psihopupu la care vă puteți gândi, în ultimă instanță, de fapt, se reduce la faptul că este acel curent mai nou, de altfel, în psihologia, care se ocupă de lucrurile pozitive, de creștere și de dezvoltare din viața noastră. Cele mai multe studii și aspecte studiate în psihologie, nu mai zic în psihoterapie și așa mai departe, în terapie în general, se focalizează pe ceea ce nu merge, pe ceea ce este problematic. Psihologia pozitivă este cea care augmentează, care crește, care întărește aspectele pozitive deja prezente în viața noastră. Face în așa fel încât să stimuleze tot ceea ce este bun și de creștere și de dezvoltare, decât să se uite doar la sau neapărat la probleme. Da? Și atunci, revenind, ce putem așa într-un extras intens, dar extrem de scurt și folositor, ce putem și am ales pentru seara aceasta să implementăm în viața noastră încă de astăzi, da? Este această idee de compasiune și autocompasiune și de blândețe cu noi înșine și cu ceilalți. Dacă vrei, și probabil că vrei, pentru că o parte dintre voi chiar ați scris acest lucru, de iubire de sine și de ceilalți, ca și consecință mai ales, pentru că este destul de greu să fii o persoană iubitoare sau plină de compasiune dacă tu nu ai aceste aspecte manifestate în primul rând către tine. Și în această idee revin la ceea ce am vorbit de la început și spuneam, nu te privi cu criticism, nu te privi cu dorința de perfecționism, da? Nu, dorința de a fi mai bun, cum spuneam, face parte din dezvoltarea personală despre care tot vorbim noi în această seară, însă dorința de sau nevoia de fapt de perfecționism este cu totul altceva și acest lucru nu ne face bine. Și atunci vin cu invitația de a observa și de a vedea în ce fel îți vorbești ție, în gândul tău mai ales, în sinea ta, în ce fel îți cataloghezi, îți critici sau îți accepti și îți înțelegi reacțiile, emoțiile, gândurile, reușitele sau mai puțin reușitele, da? Observă dacă ai această aptitudine, această calitate a compasiunii manifestată mai ales, în primul rând, drept autocompasiune. Nu înseamnă superficialitate, atenție, nu înseamnă a ne lăsa în voia sorții și a spune că lucrurile vin din exterior și noi nu avem ce face. Nu, nu neagă acea, dimpotrivă, potențează acea idee de dezvoltare personală începând a asculta mai puțin vocea critică internalizată de multe ori de la părinți, învățători și așa mai departe și a fi în momentul prezent cu ce am putut face mai bine astăzi, acum și ce pot face mai bine în secunda următoare. Da? Proactiv. Ce pot schimba în bine pornind de la ceea ce este. Este singura garanție a schimbării în momentul în care recunoaștem cu înțelegere și cu acceptare și cu iubire ceea ce este. Da? Alminteri, oricum n-am putea să mergem înainte pentru că nu știm din ce punct pornim. Un alt lucru esențial și este apanajul de forță așa, al psihologiei pozitive este recunoștința. Și cineva, îmi pare rău că nu mai știu acum numele, dar chiar ai spus tu, știi tu cine ai fost la un moment dat, că la dezvoltarea personală intră și această idee de a începe ziua cu un gând către Dumnezeu, de a încheia poate ziua așa. Ei bine, îți fac această invitație, îți fac ție, oricare dintre voi până la urmă, această invitație de a începe și de a încheia ziua
deci și seara și dimineața, cu gândul acesta de recunoștință. Mai concret decât atât, gândește-te la trei lucruri din viața ta pentru care ești recunoscătoare sau recunoscător. Ele pot fi aceleași zi de zi sau altele. Ele pot fi importante sau neimportante. Că ai găsit loc de parcare, că ți-ai amintit un cuvânt sau un cântăreț sau ceva dintr-o limbă străină, că părinții sunt în viață, că ți-a ieșit o afacere bună, că cineva ți-a vorbit frumos și te-a împlinit și ți-a fost alături sau știu eu, indiferent că ai două mâini și două picioare în cazul în care a dat Dumnezeu și le ai, că ai starea de sănătate atâta cât o ai pe care o ai și așa mai departe, repede, la lucruri extrem de importante sau care pot părea puerile, câtă vreme ți-au născut un gând de recunoștință, fă-l, trăiește-l, du-l până la capăt, dă-i crezare, menționează-l cu cap și coadă, propoziție întreagă, coerentă. Sunt recunoscătoare pentru că amândoi părinții mei sunt în viață. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă, sunt întreagă și am mintea lucidă. Sunt recunoscătoare pentru că iubitul meu mi-a spus cuvinte frumoase. Sunt recunoscătoare pentru că am găsit loc de parcare. Sunt recunoscătoare pentru că am reușit să termin astăzi tot ce mi-am propus. Și așa mai departe, repet, mai importante sau mai puțin importante. Începeți ziua așa sau încheieți ziua așa sau și mai bine amândouă. Și iată un mod minunat de a începe cu un gând către Dumnezeu, pentru că cum ar putea fi mai frumos de atât decât dându-i cezarului cei al cezarului, dând universului, dacă vrei, fiecare în funcție de sistemul său de credințe și religioase sau sistemul religios sau nu, nu contează. Important este cum arată în cazul tău acest gând de recunoștință și această armonie cu întregul, cu universul. Poate să capete o formă religioasă sau nu, atenție, chiar nu te atașa de acest lucru. Poți să fii cel mai ateu dintre oameni dacă ai această idee de comuniune cu universul și de sens al lucrurilor, este suficient, în cazul tău fiecare decide pentru el, da? Dar această idee de recunoștință este extrem de importantă. Bun. Și poate fi o practică în sine, aceasta a autocompasiunii și a compasiunii de sigur, a iubirii de sine, fă o listă cu calitățile tale, fă o listă cu lucrurile pe care le-ai realizat deja în viața ta și poate nu le dai curs, nu le dai atenție, poate zi de zi îți spui ce loază ai fost la nu știu ce chestie, azi nu stă părul bine, alaltă erai greșit la un examen, nu știu ce ai făcut, ai divorțat, ai certat copilul, ai nu știu ce ai făcut, mereu îți spui poate, sper să nu, că o grămadă de lucruri nu le-ai făcut pe cât de bine ai fi vrut sau ai fi putut, da? Când ți-ai spus ultima oară, când ai făcut o listă, când ai conștientizat ultima dată, câte lucruri frumoase ai făcut azi sau ieri sau în viața ta până acum, fă o listă cu punctele tale tari, fă o listă cu lucrurile pe care le-ai realizat, dă-le credit, dă-ți credit, dă-ți credit, o să mai zic o dată, dă-ți credit. Recunoașteți și aceste lucruri. Ia-ți putere și confirmare și validare mai degrabă de la tine și ceea ce faci bine decât de la ceilalți. Uneori va veni, alteori nu, poate din afară. Da? Bun. Ok. Cred că dacă ar fi așa să recapitulez, uite, hai să mai văd ce spuneți voi. Da, m-am relaxat, mulțumesc cu recunoștință, mulțumiri. Îmi pare rău că nu am ajuns la timp, spune Mihai, cu dragoste. Cu dragoste înapoi, Mihai, și când a fost să fie, a fost cel mai bine. Jamina spune, mulțumesc, primul gând către Dumnezeu este scutul garantat. Așa să fie și așa este, da? Dacă așa crezi și asta e cel mai important lucru. Dacă ar fi să fac așa o recapitulare, am pornit prin ideea extrem de importantă de a ne cunoaște, de autocunoaștere, de introspecție și prin tehnica atât cât am putut învăța pe repede, înainte, până la urmă, a întrebărilor, a întrebărilor puternice, a întrebărilor aducătoare de sens, a întrebărilor aducătoare de conștientizare. Pentru că în lipsa ei stăm adormiți prin viață, așa cum zic eu. Trăim o viață
bezmetică, după ureche, oricare ar fi. Poate părea mai minunată sau mai puțin minunată viața noastră din afară, oricum, toți știu bine din afară, numai noi știm noi în cazul nostru, da? Dar ea are cu adevărat sens când noi o privim conștienți de noi înșine și de ceea ce ducem către ceilalți și ce interacțiune avem. Deci am pornit cu tehnica întrebărilor, am pornit cu acel exercițiu intens și sper eu din suflet util ție să te uiți cu ce ai rămas și prin ce proces ai trecut, cât de greu ți-a fost să renunți la celelalte trei aspecte la care ai fost nevoit să răspunzi, să renunți și să răspunzi, da? Așa? Am făcut două exerciții simple, la îndemâna ta și puternice, de relaxare și de eliminarea stresului și de eliminarea emoțiilor și a îngrijorărilor și a anxietății și a ce mai vrei tu. A fost și o tehnică de altfel de mindfulness, așa, în esența și în simplitatea ei, da? Atenția la corp și la respirație și la modul în care, folosindu-ne de corp și de respirație, care este la intersecția între fizic, între corporal, plămâni, aer care intră, iese, volumetrie, litri de oxigen, ce vreți voi, și spiritual și partea mentală, da? Respirația este un vehicul extraordinar pentru că el face legătura între cele două într-un mod admirabil și doar atât dacă faci de aia de când lumea și pământul sunt exerciții de conștientizare, de meditație, de pranayama, de atâtea și mai câte, care se folosesc de respirație, tocmai pentru că e un vehicul minunat fiind la intersecția dintre fizic și subtil, da? Și nu în ultimul rând, v-am adus în atenție această idee de recunoștință, de psihologie pozitivă, de întărire, recunoaștere, conștientizare și întărire a calităților și a realizărilor pe care le ai, da? A suprima un pic acea voce critică și a-ți da voie să te feliciți, să te bucuri de ce ai realizat, de ce îți stă bine astăzi, de ce, oricât de mică ar fi acea bucurie. Și repet, să și conștientizăm până la pragul în care suntem recunoscători, da? Propoziție cu subiect și predicat, sunt recunoscătoare pentru X, Y, Z și dacă vă începeți și vă încheiați ziua așa, vă garantez, o să fie o schimbare în viața voastră doar din atâta lucru. Promisiunea mea pentru acest webinar a fost să fac o selecție de lucruri simple, eficiente, pe cât de simple, pe atât de eficiente, pe care le poți aplica de azi, din secunda 2, ceea ce și insist și te rog să faci, pentru că îți stau